Au mai rămas doar câteva zile până la Paște, iar românii fac cumpărături pe ultima sută de metri. Atenție însă pentru că magazinele au program special de sărbători, iar duminică toate vor fi închise. Magazinele Kaufland vor fi deschise pe baza unui program special cu ocazia sărbătorilor pascale. Sâmbătă 4 mai, programul va fi redus. Magazinele se vor deschide între orele 6:38 și, și vor închide între orele 17 și 19, cu excepția anumitor locații care vor fi închise. În prima zi de Paște, duminică 5 mai, hipermarketurile Kaufland vor fi închise, cu excepția câtorva orașe. Magazinele din Sfântul Gheorghe, Gheorghen, Miercurea Ciuc, Codor Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor avea program normal de la 7 dimineața până la ora 22. Luni, 6 mai, programul va fi scurt între 9 și 15 sau 18 în funcție de locație. Lidl este singurul care va închide magazinele atât pe 5 cât și pe 6 mai și oferă angajaților două zile libere. Programul revine la normal de marți, 7 mai. Carrefour va avea program diferit în funcție de locație. În sâmbătă mare, ora deschiderii va varia între 7 și 9, iar magazinele vor închide la 19. În ziua de Paște, toate magazinele Carrefour vor fi închise. Programul va reveni la normal marți. Magazinele Oșan vor avea un program similar, fiind închise în prima zi de Paște, iar în a doua zi de Paște vor avea un program special. Magazinele Mega Image vor fi închise duminică și vor avea un program special în zilele de sâmbătă, 4 mai și luni, 6 mai. Magazinele Profi vor avea program mai scurt sâmbătă, iar duminică vor fi închise. Luni vor începe programul la ora 10 și vor închide mai repede decât în mod normal. Magazinele Penny vor deschide încă de sâmbătă dimineață și vor închide mai repede la ora 18. Duminică vor fi închise, iar programul va fi reluat luni, însă vor închide mai repede. Cei care vor avea nevoie să cumpere diverse produse duminică vor avea ocazia doar la anumite magazine de cartier care pot fi deschise.